spuneți-ne cine sunteți, de unde ați pornit, ce ați făcut până ați ajuns la nivelul actual și care credeți că sunt cele mai importante lucruri care v-au adus aici? Eu sunt Martin Harris, sunt ambasadorul britanic în România. Este prima oară în cariera mea când am ajuns la nivelul ambasadorului. După o carieră de peste 20 de ani în slujba diplomatică a Marii Britanii, am lucrat și în Rusia, în Ucraina și prima poziția mea a fost în Viena, în Austria. Pentru mine este foarte interesant să lucrez într-o țară, într-un proces de tranziție. O țară unde este un proces dinamic de schimbare. Eu cred că pentru mine acum, provocarea cel mai mare este să construiesc un parteneriat strâns între Marea Britanie și România, ca membri egal ai NATO și ai UE, și să sprijin România în acest proces, cum să folosească toate responsabilitățile și toate oportunitățile care există pentru un membru un membru NATO și un membru UE. Și povestiți-ne un pic și de latura personală, nu neapărat de la carieră, dar pentru că e clar, în momentul ăla ajunge la nivelul de ambasador, sigur a fost omul care a avut niște etape de trecut, nu doar diplomatul. Eu cred că pentru un diplomat și pentru un ambasador, mai precis, sunt câteva calități importante. Evident, e necesar să aibă o înțelegere bună de afacere internațională, dar eu cred că ca un ambasador e mai important și să aibă o înțelegere bună de oameni și de echipă dumneavoastră. Eu cred că un ambasador într-o ambasadă este ca un capitan cu o barcă. În acest sens, cred că am dezvoltat această capabilitate, cum să fiu lider pentru echipa mea. Eu am aici în București o echipă foarte bună și eu consider că rolul meu este să sprijin eforturile lor și ambiții lor. Și în acest sens, noi putem realiza împreună obiectivele ambasadei și obiectivele Regatului Unit în România. Și ca un lider, automat, sigur, echipa sunt momente în care ai nevoie de motivație. Cum motivați echipa? Și dați-ne și un exemplu, înainte de a deveni lider, cum v-au motivat alții care au fost pentru dumneavoastră în momentul respectiv liderii? Cum v-au ajutat să mergeți mai departe? În momentele grele, normal. Eu cred că motivația este diferită pentru diferite oameni, dar eu cred că lucrez și am lucrat în slujba de stat, în slujba majestății sale. Și în acest context, eu cred că ce mai important este să fac ceva ce mai bun. Să fac ceva pentru țara noastră. Și știu că este la fel și pentru echipa noastră în ambasadă.
să facă ceva bun pentru România și pentru Marea Britanie. Și eu cred că aceasta este motivație foarte importantă. Eu cred că este ceva firesc și ceva că eu pot să încurajez cu echipa mea. Dați-ne un exemplu de o carte sau un eveniment care v-a marcat existența, nu știu, cartea favorită, filmul. Am avut câteva experiențe importante în cariera diplomatică și am luat lecții din concluzii din aceste experiențe. Eu consider că pentru a fi un diplomat bun într-o țară străină, e important să aibă o înțelegere de istorie țarei, de religie și de limbă, evident. De exemplu, m-am ocupat și cu problemele Pakistanului și Afganistanului. Și în anii 90 am vizitat Afganistan în timpul războiului civil între Taliban și Alianța din Nord. Și m-am întâlnit cu liderii Alianțului de Nord și a fost o problemă, fiindcă nu am avut o limbă comună. A fost necesar să lucrez să lucrez cu traducător care nu a fost foarte capabil în limba engleză. Și ei mi-a spus că e o situație foarte periculoasă în, în Afganistan, fiindcă Taliban a devenit Afganistan un centru pentru turism internațional. Și că în Afganistan au creat lagări pentru turiști. Și am realizat mai departe, am ajuns la concluzie că nu a fost turism, a fost terorism. Dar cu această mică neînțelegere a fost o diferență mare între aceste subiecte. Și cu adevărat e mult mai eficient să învăț limba străină și să folosească limba străină în afacere diplomatică. Și aceasta a fost abordarea mea și în Rusia, când am învățat limba rusă, în Ucraina am învățat limba ucrainiană și acum în România am învățat limba română. În plus, istoria este foarte importantă și eu cred că istoria este o influență pentru toți. Istoria țărilor noștri este foarte importantă pentru cultura noastră. Eu sunt istoric, am absolvit facultatea de istorie la Cambridge și eu încerc să studiez istoria României și istoria Europei de Est. Este important pentru lucrul meu. Și în final, religia. Eu sunt eu iubesc foarte mult muzică biserească. Când am fost la Cambridge, am cântat în corul capelei, corul colegiului. Apropo, m-am întâlnit cu soția mea în corul capelei. Și eu cred că muzica biserească în tradiție ortodoxă este cea mai bogată în lume. Și aici, în România, am
găsit ocazie să particip într-o slujbă ortodoxă și să cânt într-un cor ortodox. Și în acest moment eu sunt mai bine. Cultura României, tradiția României și sunt mai aproape de, de poporul României. Super! Înainte de mandatul meu în, în România, am învățat limba română în Iași. Și aceasta este tradiția noastră în slujba diplomatică în Marea Britanie, să petrec un timp cu o, un, o familie română înainte de mandatul pentru a învăța limba străină. Dar, cu adevărat, nu este vorba numai de limba străină, dar și am învățat cultura României, istoria României și am locuit într-un context românesc. Și aceasta a fost o experiență foarte plăcută pentru mine. Iași este un oraș istoric, un oraș cu o universitate foarte bună. Am avut 5 profesoare care au fost foarte eficiente. Și în plus am, am mâncat multe specialități de cultură România. De fapt, foarte mulți oameni în Iași, ei au fost, au avut o ospitalitate enormă. Și eu cred că, practic, 2-3 oare fiecare săptămână am fost invitat acasă, am fost găzduit cu prietenii în Iași și țin minte că fiecare oară am fost oferit feluri tradiționale, sarmale și ciorbă și mititei. Și a fost, ei mi-a spus că probabil că este prima oară când ați mâncat ceva la fel. Cu adevărat a fost a treia oară în această săptămână, dar pentru mine a fost o plăcere deosebită și a fost o metodă bună pentru a înțelege mai bine context pentru mandatul meu aici în România. La final, un mesaj care considerați dumneavoastră că ar fi cel mai important ca să motiveze un om? Eu sper că motivația cea mai importantă este să cum putem să lăsăm lumea mai bine decât am intrat în lumea. Și eu cred că asta este motivația cea mai importantă. Și motivație pentru mine și sper că motivație pentru copiii mei.